Iar acest peisaj a atras repede sute de turiști la Rânca, unde pârtiile sunt deja numai bune de schiat. Cum e? De... Foarte bine, frumos, chiar îmi place aici. Prima zăpadă pe a noastră. Da. A fost foarte așteptată această zăpadă, ne bucurăm foarte mult de ea și sperăm să ningă tot așa. Uite, pentru vacanța prelungită. Da, vacanța prelungită până în 2 decembrie și ne bucurăm de vacanță. Abia aștepta când i-am zis că o aducem la Rânca, s-a bucurat. Când aude de zăpadă, se bucură, a început să sară și vreau să o punem pe schiuri, să învățăm care e că 2 ani și 8 luni. Alții au venit de la sute de kilometri distanță să schieze la Rânca. Beton. De-alea am încercat să mă dau cu schiurile, dar am rupt gâtul. Nu sunt făcut pentru asta. Frumos. Vacanță prelungită? Păi mai stăm și mâine plecăm, că asta e, trebuie să mergem la muncă. Trebuie să mergem la muncă și am vreo 600 de kilometri până acasă. Greu. Și centrele de închirieri sunt deja pline. Prețurile sunt la fel ca anul trecut, între 25 și 40 de lei pe zi pentru o pereche de schiuri. E prima zăpadă, deja am dat drumul la centru de închiriat, primii turiști deja au închiriat. Se anunță un sezon bun, după cum arată vremea. Noi suntem pregătiți cu echipamente, cu tot ce trebuie pentru schi, clăpari, plăci. Cabanierii spun că vor avea încasări importante, mai ales că este un weekend prelungit până marți.